Solicitările de sânge și componente sanguine ale spitalelor din județ și din București sunt în creștere, dar numărul donatorilor se menține în această perioadă la un nivel insuficient comparativ cu cererile. Pacienții cu boli grave, copiii și adulții au nevoie de tratament transfuzional, iar fără ajutorul donatorilor nu li se poate asigura acest tratament. Din această cauză, angajații centrului vor lucra și în weekend. Astfel, sâmbătă 27 octombrie, în intervalul orar 9-13, cine dorește să doneze sânge și nu o poate face în timpul săptămânii, mai are o șansă. Pot dona cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, au o greutate de peste 50 de kilograme și nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, infecție HIV, epilepsie, diabete, zaharat insulinodependent, bol de inimă și așa mai departe. Persoanele care au peste 50 de ani trebuie să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu suferă de boli care ar contraindica donarea de sânge. Înainte de a merge să doneze, oamenii trebuie să mănânce ceva ușor, sandvișuri, fructe sau lactate și să bea minimum 500 de mililitri de lichide. Donatorii vor beneficia de 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă și de contarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge. De asemenea, doritorii care vor să vină în timpul săptămânii și nu vor să aștepte foarte mult la coadă, se pot programa telefonii cu 24 de ore înainte la numărul de telefon 0774-665-815 între orele 12:30-14:30.